alee dintre două monumente, unul al tunarilor și altul al inventatorului insulinei, Păulescu, alee care duce la secția ambulatoră a Spitalului de Urgență Universitar din București. Ia uitați-vă, țin camera în dreptul ochilor, ce riscuri, ce pericole pentru pietoni, persoanele care merg pe destru spre sau dinspre spital, sau aici e și Universitatea de Medicină alături. Și uitați-vă pe trotuar ce pericole avem. Da? Oamenii nu contează. Contează mașinile, monumentele. Oamenii s-o ia pe jos, pe înglod, prin praf, și mașinile să stea parcate pe trotuar. Mai importante sunt monumentele și mașinile în Bucureștiul secolului 21. Au venit pacienții la spital și o să meargă în felul ăsta. Peste drum periculos pe jos și după aceea pe aleea la care trebuie să te închini. Mașina nu prea poți să te apropie de spitalul acela. Bine că poți să vii cu mașina până la monumentul rasistului Păulescu sau a tunarilor. Și trotuarul e cam bombardat.